Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Hai să vedem care sunt promisiunile astrelor pentru anul 2021. Nimeni și nimeni nu te va putea opri în drumul tău către succes, nici chiar și încăpățânatul taur de metal din zodiacul chinezesc, patronul acestui an. Stelele te sfătuiesc. Având în vedere caracterul și temperamentul tău, să privești mai des în jur, deoarece de multe ori calea spre succes este presărată cu spinii din acei trandafiri pe care îi poți obține la linie de sosire, calculul tău sobru și acțiunile consistente strategice ar trebui să-ți aducă rezultate financiare bune, dar pur și simplu nu trebuie să te îndepărtezi prea mult de carieră. Nu uita de romantismul dintr-o relație până în perioada de toamnă, deoarece partenerul tău riscă să se simtă singur, pentru că nu vei avea timp, o astfel de perspectivă poate să nu fie pe placul tuturor, chiar dacă oferi cadouri scumpe, propuneri promițătoare pentru proiecte de afaceri te așteaptă anul acesta, un câștig important la loterie este posibil, dar acesta nu este altceva decât parte din radele eforturilor tale întrucât întotdeauna ești mândră de tine și nu ești în întregime mulțumită de atitudinea partenerului tău față de tine, te vei gândi să arzi toate podurile și să începi viața cu o foaie nouă. Nu ar trebui să te îngrijorezi și să inflamezi situația cu faptul că cineva nu este pregătit pentru despărțire. Energia anului 2021 nu favorizează niciun fel astfel de acțiuni pentru tine și partenerul tău. În cele din urmă, vei putea reveni în forță. Inteligența, talentul și voința ta vor fi solicitate. Mai mult, ceea ce obișnuiești să iei în considerare ca fiind hobby tău, se va transforma într-o sursă reală de venit. Cu o regularitate de invidiat în 2021, tot mai multe proiecte noi vor veni la dispoziția ta. O echipă bună se va forma în jurul tău, iar tu te vei găsi într-un cerc apropiat de oameni cu gânduri similare va deveni doar foarte interesantă de trăit în acest an. Cineva din cer va decide să-ți îndrepte bine calea spre succes. Într-o astfel de situație, este important să nu-ți pierzi încăpățânarea și liniște inerentăție. Acum aceste calități vor fi foarte pozitive și trebuie să spun că nu va fi ușor să le realizezi, pentru că ispita va fi foarte mare să devii supărat în razele propriei tale glorii dobândite în perioadele anterioare. Sarcina principală a anului 2021 este să mergi înainte, să fii stăpânul sorții tale, să-ți construiești viitorul cu propriile tale mâini. Vor fi suficiente interferențe chiar și cu lenevii neașteptate. Dacă faci parte dintre reprezentanții zodiei care sunt pasionați de relațiile de dragoste, este bine să știi că-ți poți strica reputația în 2021 stilul relațiilor cu sexul opus va trebui schimbat. Cel mai probabil, dintre mulți parteneri sexuali, va trebui să alegi. Nu trebuie să mai rămână decât unul alături de tine. Dacă ești pasionată de propria ta afacere sau de aspirații în carieră, ar trebui să fii precaută să ai două decizii simultan cu aceeași problemă, mai ales cu semnul opus, adică fecioara. Acesta este aproape un eșec sigur standardele duble nu vor funcționa în 2021. Cea mai bună soluție este să alegi una dintre opțiuni și să nu gândești în prealabil la ușă de scăpare. Nu te teme să calculezi greșit. Orice alternativă va fi acceptabilă. Problemele din 2021 sunt localizate în zona aspirațiilor aventuroase asociate cu încălcarea legilor, atât ale statului cât și cele morale. Acesta este motivul pentru care ar trebui să uiți de noroc în joc, cel puțin la ruletă sau loterie, și cel mai mult la bursă. Speculațiile mici pot fi încă ușor profitabile, dar pariurile mari se vor pierde inevitabil. În legătura cu comportamentul incorrect al copiilor, va trebui să manifeste integritate. Oricât de mult ai dori să-ți ajuți propriul copil să se îndepărteze de o anumită atracție, este puțin probabil să reușești, dar necazurile te vor măcina. Aventurile în dragoste pot fi și ele stresante. În 2021, vor avea loc o serie de dezvoluiri, conflicte, tot felul de tâmpenii inutile. În orice caz, romanțele de ocazie ar trebui evitate, mai ales dacă armonia domnește în familie. Cel mai bine este să ți petreci timpul liber cu partenerul. Dacă ești asociată cu creșterea profesională a copiilor, poți face progrese în acest an dacă aplici metode inovatoare. Principalul lucru este să arunci orice ambiguitate în predare și învățare. Noua generație este foarte sensibilă la ipocrizie și nu o acceptă. Și încă un avertisment este dată de Stelei Berbecului. În 2021, este mai bine să nu vizezi primul plan, mai ales la iarnă. Nici măcar o muncă cotă la cotă nu te va ajuta nici în activitățile profesionale normale, ba chiar mai mult în politică. Este important să ți îndeplinești sincer responsabilitățile directe și să te porți cu demnitate cu mediul tău. Numai în acest caz, vei fi observată, apreciată și chemată pe podium. Apropo, o intrare calmă și fără grabă în schimbările în curs te va face mai înțeleaptă și mai responsabilă. Dragostea pentru berbec în anul 2021. Viața ta de dragoste va înflori cu o vigoare renoită, odată cu sosirea noului an al taurului de metal din zodiacul chinezesc. Încă de la începutul anului, este foarte probabil ca cineva din apropiații tăi care a dispărut din câmpul tău vizual sau, de exemplu, un fost iubit, amant, va dori să-și restabilească vechea relație cu tine. Cu toate acestea, judecând după unele semne din astrograma ta natală, contactele nou renoite nu vor purta același caracter deschis care satisface toate părțile. Așadar, odată cu debutul anului 2021, mai devreme sau mai târziu, va trebui să admiți că intri într-o nouă viață, ceea ce implică noi contacte și noi relații în societatea din jurul tău și nu o revenire la cei vechi cu o încercare de a reanima sentimentele care au devenit istorie. Dacă ești încă dintre cele singuratice, la începutul anului 2021 vei trece printr-o perioadă de întâlniri frecvente și cunoștințe cu oamenii noi, printre care poți întâlni o adevărată comoară. Cu toate acestea, succesiunea unor astfel de evenimente poate fi atât de densă încât îți poate pulveriza ușor atenția. Cu alte cuvinte, îndrăgostindu-te de o persoană, chiar în momentul următor te poți inflama cu sentimente vii către o altă persoană, în timp ce inima ta va fi furată de un al treilea personaj. Desigur, aceasta este o stare interesantă, dar nu cea mai bună pentru un suflet care necesită pace în mâinile unui iubit. Rămâi calmă, încercă să-ți controleze emoțiile și așteaptă cu răbdare evoluțiile ulterioare. Sosirea primăverii 2021 în astrogramata este indicată printr-o întărire și mai mare a diverselor tendințe romantice și a relațiilor de dragoste din viața ta. Într-un fel, cei din jurul tău vor invidia cu gelozie succesul tău în aceste domeniu, iar adversarii și detractorii tăi ar putea fi supărați. Ar trebui adăugat că oponenții tăi pot fi construitori cum o rezistență cerbă la interesele tale pur și simplu vor fi mult mai multe motive pentru a începe o altă intrigă în perioada de agravare a primăverii, respectiv prin 1 mai. Nu va fi profitabil să începi să reziști în mod activ atacurilor, în schimb, Încearcă să îți controlezi și să salvezi în simț al umorului pentru pretențiile și capricile care te vor putea întâmpina foarte generos. Viitorul an 2021 al taurului de metal alb conform horoscopului chinezesc poate fi numit cu siguranță anul iubirii, atmosfera deja favorabilă în această zonă a vieții tale va intra în armonie completă la jumătatea anului 2021. Relațiile sentimentale până la sfârșitul verii 2021 îți vor satisface pe deplin nevoile. Vei deveni mai puțin pedantă cu privire la partenerul tău, îți va fi ușor de comunicat și, în general, vei lăsa mult mai multe loc altora decât de, de obicei. Pentru a da dragoste celorlalți, singurul avertisment pentru tine în această perioadă va fi că va trebui să încerci să eviți adoptarea unei abordări logice obișnuite a relațiilor amoroase, doar profite de moment și bucură-te de ceea ce ai, deoarece totul își are timpul său, în ultimele luni ale anului 2021. Dezacordurile privind perspectivele asupra vieții și planurile pentru un viitor comun pot deveni piedica care poate divide uniunea ta amoroasă. Astrograma ta natală pentru această perioadă din 2021 este plină cu semne de furtună iminentă în sfera relațiilor de dragoste. Ciudat, majoritatea situațiilor periculoase de la sfârșitul anului 2021 vor fi stimulate de tine. Există, de asemenea, Semne că conflictele din familie se vor baza, în principal, pe un fel de tulburări financiare, dar și pe probleme de relații de cuplu nepermise. Cariera și banii pentru Berbec în anul 2021, în termeni monetari, chiar începutul anului 2021, și ușor sfârșitul anului 2020, va fi în special fatidic. Este o perioadă de schimbări dramatice de transformare în carieră și statut social, schimbările în obiectivele vieții pot fi așteptate. Pregătește-te pentru evenimente intense, pline de acțiune în aceste zone. Atingerea puterii și a faimei nu este exclusă. Șefii tăi vor fi oameni puternici, influenți, și acest lucru poate fi foarte bun pentru tine. Deși pentru unii dintre voi anul acesta poate fi un an de pierderi de locuri de muncă din cauza disponibilizărilor masive, a doua jumătate a lunii ianuarie și prima jumătate a lunii februarie, precum și intervalul de la mijlocul lunii august până în octombrie vor fi stresante pentru tine. La locul de muncă, problemele ascuțite, neașteptate vor fi probabil greu de rezolvat. Ar trebui să fii atentă la erupțiile cutanate acțiunii excentrice, inclusiv de la colegii de la serviciu. Anul acesta vei avea norocul să ai patroni. Prietenii vor avea un efect foarte benefic asupra ta. Un bun lucru în echipă îți va aduce noroc. Poți deveni o autoritate în rândul oamenilor cu gânduri similare. Anul acesta visele tale devin realitate. Oportunitățile pentru proiecte de succes pentru viitor se extind. Iunie 2021 va fi favorabilă bunăstării tale materiale, deși se va nota aici nu numai pozitiv, ci mai degrabă în două moduri. În această lună și în prima jumătate a lunii iulie, ar trebui să fii mai atentă cu banii. În domeniul financiar în această perioadă vei fi deosebită de activă. Aceste lucruri îți va aduce un profit suplimentar dar probabilitatea cheltuielilor cu capriciile din cauza impulsivității este mare. Fi deosebită de atentă cu banii, deoarece riscul aici poate fi costisitor, mai ales în a doua jumătate a lunii iulie. Până la 1 octombrie 2021, ar trebui să fii preocupată de unele evenimente neobișnuite la locul de muncă, există o mare probabilitate să nu existe un comportament complet onest al șefilor s-ar putea să fie atrasă de ceva de care mai târziu va trebui să regreți. Prin urmare, înainte de a lua orice decizie de carieră, fie extrem de atentă înainte de noiembrie. Perioada până la 30 octombrie va fi plină de multă muncă grea pentru tine. Mult va depinde de câte de multe forțe de pui. Sunt posibile probleme cu colegii, răcirea relațiilor cu aceștia. Începând cu luna noiembrie, situația se va îmbunătăți însă din acest moment relațiile cu partenerii de afaceri pot deveni complicate. Abundența responsabilităților la locul de muncă va fi înlocuită cu o creștere a responsabilităților față de parteneri. Numărul clienților tăi poate scădea. Sfârșitul anului 2021 nu va fi cea mai ușoară perioadă pentru tine. Pe lângă aspectele menționate deja, în a doua jumătate a lunii decembrie sunt posibile probleme grave la locul de muncă, până la pierderea locului de muncă. Dacă ești șef, ar trebui să fii mai fidele subordonaților. Dacă ești subordonată, poți suferi de un comportament prea stăpân și dur al superiorilor tăi. Sunt posibile probleme cu autoritățile. Viața de familie pentru Berbec în anul 2021. Astrele te avertizează. Comportamentul tău te amenință cu supra-solicitare și singurătate. Dacă ești născut în prima decadă a semnului Berbec, respectiv între 21 și 30 martie, familia ta nu este în pericol în acest an. Certurile mărunte nu vor aduce discordie cea gran cuibul familiei. Vei fi fericite să te întorci acasă după muncă, să participi cu interes la rezolvarea problemelor de zi cu zi. Obiectivele comunei vor apropia pe toți membrii familiei. Te vei asigura că sufletul tău pereche te iubește și te va susține în toate eforturile tale. Dacă ești născut în a doua decadă a semnului Berbec, respectiv între 31 martie și 9 aprilie. În ciuda volumului de muncă, ar trebui să ți planifici o vacanță cu familia. Îți vei privi gospodăria cu ochii noi te vei putea relaxa în cercul celor dragi și vei putea să acorzi atenție copiilor. A doua jumătate a anului este mai mult un conflict, dar totul se va rezolva printr-o conversație calmă. Răsfață-ți sufletul pereche. Dacă ești născut în a treia decadă a semnului Berbec, respectiv în 30 și 20 aprilie, vei fi neobișnuită de generoasă, îți vei dovedi dragostea prin cadouri scumpe, călătorii, Surprize! Reprezentantele liberale zodii își vor găsi sufletul pereche și vor face totul pentru a-și aranja o viață personală. Dacă te afli într-o relație proaspătă, îți poți consolida uniunea și te poți gândi la copii. Sănătatea pentru berbec în anul 2021 Energia ta de viață va crește de o de ori la începutul anului 2021. Capacitățile tale fizice în acest moment vor fi la o înălțime aproximativă cu activarea proceselor în domeniul iubirii și intereselor profesionale caracteristice acestei perioade. Cu toate acestea, în continuarea anului Taurului de Metal Alb din Zodiacul Chinezesc, 2021 nu poate fi favorabil pentru toți berbecii. Într-o oarecare măsură, anul necesită decizii simple, practice și diligență din partea ta. În ceea ce privește sănătatea, astfel de cerințe pot fi parafrazate ca o atitudine practică față de propriul corp, și anume, îngrijirea corpului, exercițiile fizice regulate, precum și alte proceduri necesare care îți permit să supraviețuiești oboselii, activității fizice sau, de exemplu, bolilor de sezon în perioadele dificile. Principalii indicatori ai condiției fizice, reflectați în astrograma ta natală pentru perioada de la mijlocul primăverii până în iunie 2021, nu vor suferi modificări adverse. Poziția planetelor în sectorul sănătății în horoscopul personal poate însemna protecție, inclusiv împotriva exacerbărilor sezoniere și a bolilor accidentale, pentru care perioada de primăvară este bogată. La începutul verii 2021, tranzitul planetelor va avea un impact semnificativ asupra stării sistemului tău nervos. Influența planetelor va fi benefică, astfel încât vei putea fi caracterizată de o stare de spirit calmă și pașnică. De asemenea, poziția favorabilă a planetelor în această perioadă poate îmbunătăți sau vindeca complet tulburările ușoare ale sistemului nervos, cum ar fi de exemplu, insomnia sau anxietatea inexplicabilă, ultimele două luni din vara anului 2021, precum și, probabil, cea mai mare parte a lunii septembrie, vor trece pentru tine într-o stare mai vulnerabilă. Din punct de vedere fizic, vei primi în continuare o anumită protecție, dar aspectul negativ al planetelor în raport cu starea ta fizică va provoca discordii în sistemul sănătății, care a fost inițial stabilit în prima jumătate a anului 2021. În viața reală, aceasta înseamnă că, în perioada iulie până în septembrie 2021, vei experimenta uneori crize de slăbiciune, momente de nervozitate neașteptate și, de asemenea, în general, vei simți o lipsă de activitate în raport cu starea ta fizică. Cea mai logică cale de ieșire din această situație poate fi o vacanță lungă, o schimbare temporară de reședință, o călătorie lungă, dar ar trebui să eviți țările exotice. În absența tonusului tău obișnuit, pot fi afectate serios procesele în curs de desfășurare în alte domenii ale vieții, dar din fericire, deja cu debutul lunii octombrie 2021. Sunt așteptate schimbări în poziția planetelor în sectorul horoscopului responsabil de sănătatea ta, cu promisiunea unei recuperări rapide și complete. Cu toate acestea, pentru persoanele care suferă de boli ale organelor interne și în special ale sistemului digestiv, această schimbare poate însemna o exacerbare a bolilor. Cu toate acestea, în ultimele luni ale anului 2021, Chiar și cei mai sănătoși reprezentanței zodiei Berbec nu ar trebui să abuzeze de sănătatea lor și să-și testeze corpul pentru puterea consumului excesiv de băuturi și asupra alimentării. Un astfel de comportament imprudent poate avea un efect irreversibil asupra sistemului digestiv, care va fi destul de supărat pentru a se vindeca ulterior. Horoscopul chinezesc 2021 după semnul nașterii dacă ești berbec dar în horoscopul chinezesc ești șobolan, fii gata. Start. Începe cursa pentru un loc cald pe scara cariere și venituri mari. Taurul de metal te asigură că vei lua parte cu încântare la orice competiție, dar avertizează, în ciuda faptului că evenimentele din viața de afaceri se vor dezvolta rapid oferă-ți ocazia să eziți puțin să iei în considerare cu atenție fiecare mișcare și să soliciți sfaturi de la prieteni sau colegii mai experimentați. Dacă ești berbec dar în horoscopul chinezesc ești taur, anul taurului de metal promite să te țină de degetele de la picioare, din când în când să te confrunți cu o alegere dificilă, să fii de acord cu această propunere de lucru sau alta, alege această mișcare sau alta. Preferă acel fan sau altul, te rog să reții, fericirea ta în următorii ani depinde de alegerea corectă, prin urmare, în ciuda vitezei evenimentelor, nu lua decizii la un moment dat fără să te gândești suficient și să cântărești pro și contra, consultă-te cu cineva în care ai încredere, dacă ești berbec, dar în horoscopul chinezesc ești tigru, cu cât mergi mai liniștită, cu atât vei fi mai departe. Este zi pentru anul 2021, iar aceasta va deveni mai relevantă pentru tine ca niciodată. Stelele te sfătuiesc să nu te grăbești nici cu deciziile luate, nici cu executarea afacerilor, grăbește-te să-i faci pe oamenii să râdă. Asta este pentru tine, în problemele legate de viața familială și personală. Înainte de a merge la biroul de comunii, înainte de a începe reparațiile înainte de a iniția achiziție unui apartament sau de a avea copii, cântărește pro și contra. Dacă ești berbec dar în horoscopul chinezesc ești epure, fericirea ta în 2021 o vei găsi în realizarea de sine. Acei epuri care vor putea transforma un hobby în a face bani și se vor scufunda în acest proces cu capul înainte, se vor simți cei mai mulțumiți de viață, de exemplu dacă vor risca să lase munca angajată pentru propria afacere. Li se promit profituri stabile și o creștere bună. Ei bine, dacă vei înconjura cu atenție și jumătatea ta, atunci pe fața familiei tale, totul va înflori pur și simplu. Dacă ești berbec dar în horoscopul chinezesc ești dragon, ești o persoană creativă, iar 2021 ți oferă o șansă de a-ți arăta toate talentele în deplină forță. Tot ce este necesar pentru a face aceste lucru este să încetezi timid să-ți ascunzi abilitățile. Poți cânta preludiul într-un bariton, atunci când l Dacă poți dovedi superiorilor tăi eficacitatea camerei de relaxare din birou, demonstrează-o. Îți poți mărturisi dragostea pe ecranul TV în timpul emisiunii? Foarte bine! Mergi mai departe. Taurul de metal te va răsplăti pentru acest lucru. Dacă ești berbec dar în horoscopul chinezesc ești șarpe. Toate pierderile pe care le-a provocat anul 2020, cel care urmează promite să recompenseze, iar ce va fi compensat, va crește. Privește spre viitor cu optimism, ai șanse reale să găsești locul de muncă al viselor tale. Să întâlnești pe cineva care să te înțeleagă și să te sprijine, precum și să rezolvi o problemă a locuinței. Ei bine, pentru unele dintre voi, taurul de metal va trimite o barză, deci pregătește-te să reîncarci familia. Dacă ești berbec, dar în horoscopul chinezesc ești cal. Dacă un gând îți zboară prin cap, ceea ce tu însă-ți crezi, uau, wow, ce idee! prinde imediat cu tenacitate și începe să încerci posibilitatea implementării sale practice. Taurul de metal te asigură că unul dintre aceste gânduri poate deveni o perspectivă din care să creezi un proiect care provoacă invidie chiar și pentru creatorul Facebook. Ei bine, banii vor veni după idee. Dacă ești berbec dar în horoscopul chinezesc ești oaie, totul pare să fie în regulă, munca să fie finalizată, Șeful nu șuieră, finanțele sunt plăcute. În fiecare cuvânt al celor din jurul tău, vei începe să cauți un al doilea sens, în fiecare privire a sexului opus nu dovezi. Încearcă să întorci armonia și bucuria în suflet și abia atunci vor intra în viața reală. Dacă ești berbec dar în horoscopul chinezesc ești mai muță. Vei petrece anul 2021 în captivitate de sentimente și experiențe? Unele dintre voi se vor îndrăgosti atât de mult încât vor uita de muncă și despre prieteni, altele, din potrivă, vor trebui să testeze puterea vechii conexiuni. Unele vor fi absorbite de experiențele asociate cu oamenii apropiați. Este foarte important, la fel, din când în când să și din bazinul emoțional și să plonjeze în problemele de muncă și gospodărie, ele sunt atât salvarea, cât și rezolvarea problemelor. Dacă ești berbec, dar în horoscopul chinezesc ești cocoș, vei avea un an distractiv plin de diverse evenimente, te vei putea bucura de viața atât la locul de muncă, unde va exista armonie între șef, subordonat și finanțe, cât și într-un cerc prietenos, unde vei fi numită sufletul companiei, și în sfera personală, dar aici, după ce ai luptat cu mulțimea fanilor, poți întâlni jumătatea ta și conducerea ei la oficiul de stare civilă, sau retrăiești o a doua lună de miere dacă te-ai căsătorit de multă timp. Dacă ești berbec dar în horoscopul chinezesc ești câine, este timpul să te vindeci într-un mod nou? La începutul anului te vei gândi și te vei grăbi să găsești o ocupație care te va ajuta să îți asiguri în mod adecvat pentru tine și pentru cei dragi. În această căutare, Taurul de metal recomandă să te bazezi pe sfaturile și sprijinul prietenilor vechi, unii dintre ei s-ar putea dovedi a fi oameni foarte influenți în cercul lor. Nu te teme de schimbare, chiar dacă ți se oferă să schimbi domeniul de activitate, noua afacere va fi realizabilă și profitabilă. Dacă ești berbec dar în horoscopul chinezesc ești mistreț, principalele realizări te așteaptă pe frontul personal, Astrele promit multura dintre voi care nu sunt căsătorite că se vor îndrăgosti și vor face o călătorie rapidă la biroul de stare civilă, după care se vor stabili rapid, vor deveni mai responsabile și mai decisive. Dacă ai deja o familie, vei avea șansa de a deveni părinte, eventual din nou, sau poți începe o renovare a unei case, pe care nepoții tăi o vor numi vatra familiei. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!